Uf, 9 ceasuri și 9 minute. Peste 6 minute pleacă trenul. Trec de colo până colo prin coridor să văd în care compartiment aș găsi un loc mai comod. Pardon, doamnă! Aici, o damă singură. Intru și salut când auz o mărâitură și văz apărând dintr-un paneraj de lângă cocoană capul unui cățel lățos plin de funde, care începe să mă latre ca pe un făcător de rele intrat noaptea în iatacul stăpânzii. Frumos cățel aveți, doamnă, dar e cam rău. Aș, nu e rău deloc. Până se învață cu omul. Aha. Și așa de cuminte și fidel și deștept, nevoie mare. Parcă ar fi un om. Hai, pui. Doar că nu vorbește atâta. Hai să-i dea momițica băiețelului Zăhărin. Norocul meu, toate ar dracu de javră. Ce mântaru? Bă, ce mântaru? Ai grijă de bunurile tale. Cineva s-ar putea să ți le ia într-o clipă de neatenție.